Bine ați revenit la seria care încearcă să ne facă să gândim. Săptămâna trecută v-am pus o întrebare despre două vaporașe de divertisment identice care fac curse dus întors între două debarcadere de pe malul unui râu. Ca de obicei, să revedem întrebarea. Cele două vaporașe pleacă la exact aceeași oră, unul din A și unul din B, și se întâlnesc, adică trec unul pe lângă celălalt, la o distanță de 20 de kilometri de debarcaderul B. După ce ajung fiecare la debarcaderul de destinație, stau acolo o oră, apoi pleacă și parcurg drumul în sens opus. Și de data asta, ele se întâlnesc, așa cum vedeți pe desen, la 25 de kilometri de debarcaderul B. Cunoscând aceste două distanțe, puteți calcula cât este distanța dintre cele două debarcadere? Și o întrebare suplimentară. Puteți spune de câte ori este mai mare viteza vaporașelor față de apă, evident, decât viteza cu care curge apa râului? La prima vedere, s-ar părea că nu avem destulă informație pentru a afla distanța dintre cele două debarcadere. Dar să ne gândim în felul următor. Ce fac cele două vaporașe din momentul în care pleacă fiecare din debarcaderul lui până ajung înapoi? Se deplasează odată în sensul de curgere al apei, odată contra acestui sens și mai stau o oră în debarcaderul opus. Adică cele două vaporașe fac aceleași lucruri, doar ordinea în care o fac este diferită. Unul pleacă din A, unul pleacă din B. Și unul se deplasează întâi în sensul de curgere al apei, celălalt întâi contra sensului de curgere al apei. Dar dacă fac aceleași lucruri, înseamnă că timpul total care trece din momentul în care pleacă până când ajung înapoi la debarcaderul din care au plecat, trebuie să fie același. Să vedem o animație care ne demonstrează acest lucru. Cele două vaporașe pleacă deodată din cele două debarcadere. A se deplasează în sensul de curgere al apei, B contra acestui sens. Ele se întâlnesc pentru prima dată la distanța de 20 de kilometri de B. Apoi își continuă drumul și vaporașul care a plecat din A ajunge primul în B, unde se oprește pentru o oră. Apoi ajunge și celălalt vaporaș la capătul cursei în A și se oprește și el pentru o oră. După ce a stat o oră, vaporașul din B pleacă, mișcându-se de data asta contra sensului de curgere a apei, și după ce și vaporașul din A a stat o oră, pleacă și el. Și de data asta ele se întâlnesc la 25 de kilometri de B. Apoi fiecare își continuă cursa și ajung deodată la cele două debarcadere. Acum să punem filmul invers, adică nu cu capul în jos, ci invers în timp, începând cu momentul sosirii celor două vaporașe la cele două debarcadere. Dar atenție, dacă punem filmul invers, râul va curge și el invers, va curge în sus. Da, în film e posibil, așa cum e posibil să vedem tot felul de dispozitive perpetu mobile, motoare magnetice și motoare care funcționează cu apă. Dar numai un film. Să vedem. După cum vedeți, râul curge acum invers, ceea ce înseamnă că vaporașul care pleacă din A se deplasează contra sensului de curgere a apei, iar B în același sens cu apa. Știm că ele se întâlnesc la o distanță de 25 de kilometri de B. Dar noi știm ce se întâmplă când vaporașele pleacă deodată unul spre altul. Ele se întâlnesc la 20 de kilometri de debarcaderul spre care curge apa.
Asta s-a întâmplat când au pornit simultan unul spre celălalt. Comparați ce s-a întâmplat când apa curgea de la A la B cu ceea ce se întâmplă dacă apa ar curge de la B la A. Este evident că distanța de la A la locul de întâlnire trebuie să fie, în acest caz în care apa curge invers, tot de 20 de kilometri, așa cum era distanța de la B la locul de întâlnire atunci când vaporașele s-au întâlnit pentru prima oară și apa curgea în sensul pe care îl știm din întrebare. Noi știam că atunci când s-au întâlnit a doua oară vaporașele erau la o distanță de 25 de kilometri de B, dar acum mai știm și că în acel moment ele sunt la o distanță de 20 de kilometri de A. Și asta înseamnă că distanța totală dintre cele două debarcadere este de 45 de kilometri. Dar mai avem o întrebare. De câte ori este mai mare viteza vaporașelor măsurată față de apă decât viteza cu care curge apa râului, măsurată evident față de pământ? Priviți acest desen. Vaporașul care s-a deplasat de la A spre B inițial, adică în sensul de curgere a apei, a avut față de mal, față de pământ, viteza lui plus viteza apei și a parcurs până în momentul întâlnirii o distanță de 25 de kilometri. Așa că putem scrie că V plus VA, adică viteza vaporașului plus viteza apei, înmulțit cu timpul care a trecut până la întâlnire, este 25 de kilometri. Vaporașul care s-a deplasat în amonte a avut față de mal viteza V minus VA și atunci putem scrie, pentru că el a parcurs doar 20 de kilometri până la întâlnire, ecuația V minus VA înmulțit cu timpul care a trecut până la întâlnire este egal cu 20 de kilometri. Și atunci avem această proporție și din ea rezultă, după cum vedeți, dacă doriți puteți urmări calculele, am folosit proprietatea fundamentală a unei proporții, rezultă că viteza vaporașelor este de 9 ori mai mare, viteza lor față de apă, decât viteza cu care curge râul. Dar putem găsi și altfel acest raport. Ați observat că 9 este raportul dintre 45 de kilometri, cât e distanța dintre cele două debarcadere, și 5 kilometri, cât este distanța dintre cele două locuri de întâlnire ale vaporașelor. Vă las să vă gândiți de ce. Am primit răspunsuri corecte de la Dumitru Antonie, care a folosit și o frumoasă metodă geometrică pentru a demonstra simetria mișcărilor din această întrebare, și de la Gabriela Băbeanu, care a observat și asimetria mișcărilor și a găsit în acest fel răspunsul corect. Îi felicit pe amândoi și le mulțumesc. N-am pus de mult întrebări care să aibă legătură cu fizica, cu înțelegerea sensului fizic al unor fenomene, așa că vă voi pune azi o astfel de întrebare. Să auzim! Așa cum vedeți în desen, avem o eprubetă întoarsă cu gura în jos și scufundată parțial în apă. Ea nu este plină cu apă, nici n-ar pluti dacă ar fi plină cu apă, ci conține un anumit volum de aer. În poziția pe care o vedeți, eprubeta este în echilibru. Asta înseamnă că dacă o apăs, ea oscilează de câteva ori și se oprește din nou în această poziție. Dacă o ridic și o las liber, oscilează din nou și se oprește din nou în această poziție. Deci, important este că în această poziție ea este în echilibru. Și întrebarea este următoarea. Ce se întâmplă dacă presiunea atmosferică scade? Și vă rog să alegeți unul din cele trei răspunsuri pe care vi le ofer. 1. Eprubeta coboară, intră mai adânc în apă pentru a-și păstra echilibrul. 2. Eprubeta se ridică, adică iese mai mult din apă pentru a-și păstra echilibrul. Și 3. Nu se întâmplă nimic. Eprubeta rămâne în aceeași poziție. Și acum să presupunem că eprubeta e închisă, are un dop, așa cum vedeți în desen.
Și gândiți-vă că vă pun aceeași întrebare. Ce se întâmplă dacă presiunea atmosferică scade? Și vă rog din nou să alegeți unul dintre cele trei răspunsuri pe care vi le-am oferit. Ca de obicei, în cazul unor astfel de întrebări, voi considera că răspunsul este complet dacă veți oferi și o explicație. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!